încă o dată vreau să vă mulțumesc și să vă spun prețuirea noastră foarte, foarte mare, nemărginită, aș spune, pentru dumneavoastră, acești eroi de la Olimpiada de la Tokyo. Vă așteptăm de fiecare dată să veniți acasă, să stați de vorbă cu noi, să ne implicăm în continuare în dezvoltarea frumosului județ Suceava, așa cu copiii noastre dragi. Am fost foarte mândri când ne-am uitat la performanță, când v-am văzut pe podium, și mai mult decât mândri. Și vrem să continuăm și să ne gândim la un parteneriat de suflet. Avem multe domenii în care avem nevoie de dumneavoastră, pentru că acolo unde vă duceți, puteți să vorbiți despre Suceava, despre Bucovina, despre oferta turistică extraordinară a județului Suceava, despre posibilitățile de investiții în județul Suceava și orice vorbă bună, orice încurajare, pentru noi contează mult, pentru că, dragii mei, suntem într-un proces de dezvoltare curajoasă a zonei noastre. Și e nevoie încă de multă treabă aici. Dar fiecare dintre noi, acolo unde putem face ceva, cum ați făcut dumneavoastră, ne-a spus un briliant despre majoritățul Suceava. Și asta este realitatea. Eu vă îndemn să o faceți cu drag în continuare. Asta este diplomat de cetățean de onoare. Marius Vasile Cosmiuc, cetățean de onoare. Cosmin Pascal, cetățean de onoare. Așa, să facem o poză cu toți și după aceea o să mergem sus să facem toată lumea. Stai un moment prea important. Mugurel Vasile Sepciuc. Ce înseamnă pentru tine această recunoaștere din partea județului Suceava? Este o bucurie și o mare onoare pentru mine să fiu astăzi cetățean de onoare a județului Suceava. M-am bucurat foarte mult pentru întâlnirea de astăzi. Îmi doresc ca în continuare să aduc Suceava pe primul loc și să vină oamenii la noi în județ, fiindcă este un județ foarte frumos, cu foarte multe obiective turistice și nu numai și oamenii sunt de primul rând. Da, îl țintesc și în 2024. Sper doar să fiu sănătoasă și să pot să îmi îndeplinesc și acest vis. Ce crezi că ar trebui să se întâmple ca mai mulți sportivi să ajungă la performanțele tale? Mai mulți sportivi din Suceava, bineînțeles. În primul rând, de la cei mici trebuie să înceapă cu mai multă selecție și copiii să vrea ei să vină la sport. Și încă o problemă este părinții, să-i lase. Sunt multe cazuri în care părinții nu le dau voie să vină și în acest punct ei se orientează spre altceva. Este o recunoaștere a muncii, nu mai zic a celor 24 de ani de activitate ca sportivă, ci în calitate de președinte al Federației Române de Canotaj. N-a fost ușor, a fost extrem de greu. Pandemia ne-a dat viața peste cap tuturor și ne-a furat un an din următorul ciclu olimpic și ne-a prelungit suferința încă un an. Am trecut prin toate stările, de la inexistență, pentru că practic sportul românesc aproape 3 luni de zile a fost închis.
am revenit timid, dar cu dorință de performanță. Și iată că Tokyo ne-a adus un rezultat extrem de frumos și cu o mare speranță pentru Paris. Astăzi am văzut doar medaliații, dar cu siguranță vă spun că acasă, în liberul bine meritat, se regăsesc mulți alți sportivi de valoare care n-au avut șansa și norocul să urce pe podiumul olimpic la Tokyo, dar cu siguranță că veți auzi de ei la Paris în 2024. Spuneați că Moldova, implicit Suceava, este un filon pentru canotajul românesc. Da, deci dacă luăm statistica Jocurilor Olimpice, o să vedeți că Moldova a dat mari campioni ai lumii, Suceava, să zic, în mod special, și mă bucur că tradiția continuă.